Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o etalare pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord, însăgetător, etalare pentru august, jumata de august cât am mai rămas, îmi pare rău că am întârziat, am multe probleme și schimbări de rezidență care necesită foarte multă muncă și alergătură, nu mai zic de expoziție. Sper că și voi sunteți bine și ne regăsim cu mesaje frumoase. În timp ce am amestecat cărțile pe care le voi folosi, a apărut, l-am dat regele de monede, un soț. Sau o persoană asumată, cu o responsabilitate financiară, profesională deosebită. Poate nu sunteți căsătoriți, dar aveți de-a face cu o energie masculină foarte autoritară și stabilă financiar. Autoritar în sensul frumos al cuvântului, deocamdată n-am clarificat, dar poate unii ajungeți într-o poziție de profesională foarte înaltă. Bărbați, femei, nu contează. Clarificatorii arată posibilitatea să comunicați peste hotare cu cineva, să comunicați sau poate cineva vă urmărește de peste o apă, două, trei, din altă parte și vă urmărește și vrea să vorbească cu voi. Ambele cărți sugerează și comunicare și o dorință de clarificare, ori a unei călătorii, ori a unei distanțe, ori a unei pasiuni, dorința de clarificare simt în acest moment. La capătul setului de cărți, 7 de bâte și asul de bâte. Probabil că voi încerca să vă protejați de o pasiune, de un nou proiect, de o revenire a cuiva sau venirea cuiva în viața voastră care vă poate dezechilibra, aș spune, deși 6 de monede reprezintă echilibru, dar deja când voi deja sunteți într-un cuplu, a treia persoană ar putea să fie prea mult, cât de mare ar fi pasiunea, eventual. Pentru alții simt că vreți să vă echilibrați financiar, să începeți un nou proiect și pentru asta trebuie să vă zbateți. Dacă vă zbateți și dacă inițiați acest proiect în echilibru și primiți finanțele potrivite, puteți să vă ridicați în poziția aceea profesională de care am zis. Apare lumea și regina de monede. Puteți să aveți succes în proiectul respectiv. Pentru unii dintre voi, am zis, acea pasiune este o posibilitate ca un personal să simtă multă pasiune pentru voi, berbe, asem de foc într-o anumită formă. Poate să fie ascendent, poate să fie leu sau venus, da? Și se creează trigoane. Așa, și acel personaj să-și dorească să oferă reciprocitate, să începeți un nou capitol în care regele de monede și regina de monede manifestați amândoi stabilitate, respect, reciproc. Nu știu, ar fi frumos. Sună bine. Să vedem. Totuși, cărțile ce arată. Acesta e un mesaj. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord, însăgetător, august, jumătatea lui august 2022, aproximativ o dată, de două ori, de trei ori. Am fost ghidată să aleg acum, de asta dată, aceste de cărți, labirint. Probabil că ați trecut unii dintre voi printr-un labirint și acum, cu atâtea semne de pământ și de foc, probabil că vă regăsiți oarecare stabilitate financiară, măcar atât. Interesant, ia uite. Și s-a oprit setul de cărți tocmai la acest, ia uite, regina de cupe. Probabil că aveți tendința, dacă aveți Neptun în săgetător, că sunt și eu dintre cei care au Neptun în săgetător, aveți tendința să vă pierdeți în anumite iubiri. Și trebuie să învățați să alegeți oameni, relații, colaborări, iubiri care vă stabilizează, nu vă creează iluzii. Un mesaj. Acum, hai să tăiem. O dată. Trecut. Că fără trecut nu putem manifesta prezentul. Patru de spade, eremitul și regele de spade. Poate că ați avut de-a face cu cineva în semn de aer, gemeni, că ei sunt opușii voștri, balanță, vărsător. Poate. Ideea este că în trecut, după o perioadă de tăcere, de analize, pentru mine patru de spade reprezintă eremitul, varianta mică. Aveți, cu alte cuvinte, eremitul sau zodia fecioare pentru unii.
În două cărți, deci tăcere. Tăcere între voi și cineva. O tăcere mare, apăsătoare, dar foarte necesară. Poate că cineva a trebuit să-și înfrunte demonii ca să-și găsească echilibru mental, adevărul, puterea de decizie, de discernământ, discernământ înaintea deciziei, da? Acum, orice ați fi bărbați, femei, puteți să fiți chiar voi, care ați trebuit să vă vindecați. Patru de spade se vindecă după trei, da? După niște răni. Și asta ce înseamnă? O perioadă de tăcere, repet. De introspecție, de izolare. Repet, foarte, foarte necesară. În care vă puneți întrebări și vă găsiți răspunsurile. Cu regele de spade vă găsiți răspunsurile. Repet, aveți în trecut probabil marcaj ori voi, ori oamenii cu care ați avut de-a face în semne de aer, gemeni, balanță, vărsător și fecioară. Da, o să și clarificăm în prezent. Doi de pute, am zis, a trebuit, poate dacă nu voi, persoanele cu care ați avut de-a face, a trebuit să învățați să puneți o pauză între voi și cineva, să lăsați tăcerea să se aștearnă ca persoana respectivă sau voi sau ambii să puteți să discerneți. Nu întâmplător a apărut acel labirint. Să discerneți ce e bine și ce nu e bine. Și acum apare doi de bâte. Da, semnul de foc. Cu alte cuvinte, sunteți pregătiți să vă faceți niște planuri, să alegeți. Cinci de spade. Interesant. Iar apar spade și șase de cupe. Interesant, interesant. Nu știu dacă voi vreți să vă împăcați cu cineva, dar sigur, probabil un rege de spade vrea să se împace cu voi sau dacă nu e rege de spade, cineva care de curând a ajuns rege de spade, cineva care de curând și-a cucerit mintea, în ce sens, și-a găsit adevărul, și-a găsit lumina interioară. Interesant ce mesaje vin. Pentru că eremitul merge către stea și vărsătorul poate să fie acest rege de spade. Și vorbesc nu de zodii, de personaje cu anumite zodii în viața voastră, nu, nu, vorbesc de simbol, da? De puterea de discern, de a discerne și de a avea o viziune cât mai departe despre ceea ce vreți să creați. Și dacă aveți viziune, puteți să faceți și planuri de viitor. Puteți să simt nevoia să zic să vă luptați cu cei care încearcă să vă influențeze negativ și să vă luptați cu ei și să vă echilibrați emoțional. Dar mai aici am zis că cineva ar putea să își dorească, voi știți, să se lupte, să câștige, să zic, împăcarea, iertarea voastră, să se lupte pentru a se împăca cu voi. Personajul care a stat izolat, cu care nu prea ați vorbit. Vedem la clarificări. În continuare, 10 de monede. Că tot am vorbit de monede. Wow, împăratul. Wow, ce cărți puternice. Și valetul de spade. Wow, și diavolul. Am tras și un pic cu ochiul. În viitor apare un succes financiar meritat. Reechilibrare, restabilizare profesională. Bărbați, femei, nu contează. Cu 10 de monede și împăratul, orice ați fi, vă găsiți stabilitatea fizică, mentală. După ce, repet, a trebuit să vă vindecați de niște neclarități, de niște depresii, de niște dezamăgiri și de influențe negative care încă apar în prezent. Dar în viitor îi veți putea domina mental pe cei care își mai bagă nasul în, eu știu, în afacerile voastre, în felul în care vă alegeți, eu știu, ce planuri de viitor, în felul în care încercați să vă echilibrați emoțional, vorbind așa despre voi. Și dacă vă luptați, dacă alegeți, pardon, dacă alegeți un anumit proiect și
veți lupta consistent și înțelept, aș spune, să vă dați dușmanii la o parte și acele influențe negative la o parte, veți putea manifesta în prezent 6 de cupe, o colaborare plăcută, pozitivă, care vă poate aduce succes financiar. Vorbim de colaborări, nu mai vorbim acum de amoruri. O să vedem la clarificări cât de mare amor e prin viața voastră în această perioadă. Trecând, repet, peste faptul că cineva își dorește în prezent să se împace cu voi. Nu știu voi cât sunteți de concentrați pe așa ceva. Pentru că știți că trebuie să alegeți 2 de bâte. Și e destul de grea alegerea, pe de-o parte. Oamenii își bagă nasul și în viața voastră și în viața lor. La 5 de spade sunt conflicte. Pot să fie și conflicte interioare pe care urmează să le mai clarificați. Am zis că în principiu ați clarificat multe lucruri cu 4 de spade și eremitul, dar și regele de spade. Probabil că mai sunt detalii. Detalii. Cine își dorește să se împace acum cu voi, repet, nu știu la clarificări ce va apare și nici ce decizii veți lua, pentru că deciziile vă aparțin, eu prezint etalarea, voi alegeți, da? Cine încearcă o împăcare cu voi, ar spune că în viitor rămâne să vă urmărească oarecum fixați pe voi. Nu știu dacă e acest împărat sau dacă e acest rege de spade, de curând încoronat, de curând acest personaj, nu contează zodia, poate să fie fecioară sau cineva cu marcaș puternic în Mercur sau semn de aer, da? Sau orice semn care în ultima vreme a tăcut față de voi tocmai ca să înțeleagă niște lucruri. Și a înțeles, repet, a înțeles. Dar încă mai are niște lucrușoare de clarificat în mintea sa. Trebuie să lase eventual ceva din trecut în urmă și își dorește împăcarea. Dar se pare că totuși în viitor personajul acesta va rămâne un pic fixat pe voi, un pic mai mult, nu știu, fixat pe voi, diavolul. Poate fixat sexual, poate fixat pur și simplu mental. Va rămâne să vă urmărească acțiunile, poate succesul, interesant. Să vă urmărească succesul. Intoxicați eventual de emoțiile pe care le simt față de voi. Cam senzația că aici este... Da, așa simt. Acest personaj va recunoaște cât de cât legătura emoțională profundă dintre voi. Acum. Poate în viitor. Veți întâlni un personaj foarte puternic. Foarte puternic. Aș spune că nu că am întâlnit la un personaj puternic. S-ar putea în viitor să întâlniți pe altcineva și mai puternici decât cei pe care i-ați întâlnit. Dar o să vedem. Împăratul. Pentru unii poate să fie bărbatul vostru divin. Pentru unii. Dacă sunteți bărbați, să treceți prin niște transformări mentale și să... Să vă regăsiți direcția mentală, financiară și să vă transformați într-un personaj foarte înțelept și asumat. Vedem. Hai să vedem la clarific. Oh, wow! La capătul setului de cărți, împărăteasa și justiția. Balanță pentru unii, dar nu obligă. Și male preot. Mai, un personaj foarte căsătorit cu justiția și male preot și împăratul și 10 de monede, un personaj foarte căsătorit. Poate și voi sunteți căsătoriți cu voi, nu știu, să fie vorba de soțul vostru. Aveți discuții? Aveți discuții cu soțul vostru? Sau cineva cu marcaș puternic în taur sau în, aș spune, balanță. Taur și balanță. În fine, iar. Dar e judecata invers. Sunt niște... și soarele. Sunt niște chestiuni legale
de rezolvat, care cred că mai durează cu judecata invers, ale cui, nu știu, ale voastre sau ale lor, cu justiția și cu marele preot, poate să fie un divorț pentru cineva care întârzie sau și întârzie și fericirea dintre voi sau transformarea spirituală a cuiva, echilibrarea iar a cuiva întârzie. Din acest motiv apare diavolul și valetul de spade. Da, probabil că bărbatul vostru divin încă are de transformat multe adicții. Asta nu înseamnă că trebuie să-i așteptați, evident. Nu trebuie să-i așteptați. Poate bărbatul vostru divin este deja căsătorit și trebuie să aleagă. Da? 10 de monede. Trebuie să aleagă. Și dacă nu e căsătorit, are o familie. Acolo se pune problema banilor, a moștenirilor, a eu știu ce, da? Am vorbit de la început de un rege de monede, pe urmă de o regină de monede. Puteți să fiți un cuplu puternic pentru cei care nu sunteți împreună, dar... Da, justiția vorbește de separări, de karmă, karmă în tradiție, în cultură, în educație, dar judecata, repet, judecata este invers. După aceea urmează soarele. Este întârziată fericirea, întâlnirea din soarele, de fapt, întâlnirea dintre bărbatul divin și femeia divină, dintre flăcările gemene, da? E ca o supernova, dacă știți termenul. Două flăcări, două stele se unesc și se întâmplă o supernova, n-am apucat să zic, prin preajmă. Însă, în Beltergeuze, apropo de zodia gemenilor, în zodia gemenilor, stea Beltergeuze, parcă. Dar ca să fiți voi, doi, împăratul și împărăteasa, unul dintre voi trebuie să divorțeze. Sau să renunțe la familie, la educație, la, nu la educație, la cultura aceea, eu știu, ciudată, fixă, poate chiar toxică, din care vine. Hai să clarificăm patru de spade în trecut pentru să fie tot patru de spade. Asul de monede. În trecut, probabil că ați sperat că va fi ceva nou de durată, o legătură de lungă durată, stabilă, de bun simț. Dar probabil cu patru de spade, fiind niște dezamăgiri în spate, nu s-a manifestat atunci. Dar ați simțit, ia uite, ați simțit emoții puternice, ați simțit, v-ați recunoscut din punct de vedere emoțional, șase de cupere apare iar și în prezent. Ați simțit un șuvoi de emoții în sufletul vostru și totuși patru de spade înseamnă meditație, v-ați gândit poate la dezamăgirile anterioare și voi și ei și... Poate este o nouă persoană cu marcaj puternic în semn de pământ care a apărut de ceva timp în viața voastră. Dar iar nu se manifestă nicio acțiune cu patru de spade din cauza unor probleme de sănătate sau dezamăgirile din trecut. Eremitul tău frumos. Wow. Eremitul, luna și patru de spade. Aici este o tăcere. Sunt niște secrete. Poate au fost niște secrete. Tăcerea care s-a pus între voi, probabil sunt niște secrete în familie cu patru și luna și patru reprezintă casa patra. A mamei, eu știu, casa din care veniți, nu pe care vă faceți, musai. Acea ar fi opt, căsătoria, transformarea voastră. Niște chestiuni legate de mamă. Poate unul dintre voi, cu marcaj puternic în semn de pământ sau de apă, are o mamă foarte zgârcită, posesivă, tradițională. Sau, dacă nu-i vorba de mamă, este frică să intre dincolo sau să treacă dincolo de material. Vrea să rămână în materie, e frică să intre în propriile ape, emoții. Din acest motiv a trebuit acea tăcere să se manifeste ca să-și înfrunte eventual demonii personali. Demonii personali.
Ciudată etalare. Ia uite, Marele Preot, apropo de familie, de tradiție, de educație, turnul. Trezire, s-a produs o trezire, o separare, iar o separare, o tăcere, care aduce multe griji. Atracția a fost, dar nu e suficient atracția, nu? A fost o întâlnire foarte specială. Am văzut și stea, nu dacă ați văzut-o voi. Probabil că o veți înțelege în timp, dar hai să vedem acum ce putem înțelege. Regele de spade. Regele de spade, valetul de cupe. Probabil că asta a înțeles la un moment dat, personajul respectiv, care de obicei nu și exprimă emoțiile, am zis, pentru că așa a fost educat, a văzut Marele Preot, dar așa a fost educat de mama sa, Luna. De mama sa, să se concentreze pe bani, pe grațiune și mai puțin pe emoții, mai puțin pe dragoste. Ce atâta dragoste, nu? Lasă, nu mai arăta ce simți. Și probabil că acest personaj, pentru că săgetătorii sunt entuziaști, sunt copii, sunt optimiști, sunt voioși în felul lor. Cei care reprezintă un săgetător, vreau să zic, autentic. Probabil că în relație cu voi au înțeles că trebuie să exprime emoțiile. Trebuie până la urmă să exprime emoții. Și probabil că a încercat, dar mai stângaci, nu știu. A fost mai imatur emoțional. Reținut, foarte reținut, foarte... Și nu contează zodia. Nu. Cu cine ați avut de-a face, nu contează zodia, voi știți, variază, avem destule semne din toate zodiile, da? Cine a fost aici a fost foarte reținut, pentru că așa a fost educat. Să nu-și arate emoțiile. Decât extrem de puțin față de voi sunteți norocoși dacă arătați un pic, pentru că de obicei nu arată. Așa sunt. Iată, patru de spade. Exact personajul de care am vorbit acum. Foarte reținut. Dar intuiția voastră, probabil că v-a mai șoptit în alta. Poate că în secret v-a urmărit. O, da, ce frumoase sunteți. Doamnelor, dar ce frumoase sunteți. Dar ce expresive și ei ce anoși sunt în felul în care se exprimă. Scuzați-mi completarea. Da? Doi de bâte. Caut, Marele Preot, că tot am vorbit de familie, de tradiție, de cultură, de educație. Cineva trebuie să aleagă între influența, eu știu, aceea puternică, prin care trecem toți. Unii suntem mai norocoși, alții mai ghinioniști, depinde. Poate că este și o căsătorie la distanță, posibil. Și ca să vină să fie fericiți, iar soarele, copilul, săgetătorul cu calul, ca să fie fericiți cu voi, trebuie să călătorească și trebuie să renunțe, iau-te, moartea. Să renunțe la ceva. Este foarte greu. Este foarte greu. Cinci de spade. Cinci de spade, regele de cupe și șase de cupe. Aici este lupta lor interioară sau a voastră sau a ambilor. Ar putea totuși să vină un alt personaj, mult mai expresiv emoțional, și atunci să se nască concurența între personajul din trecut și acest personaj. Da, interesant. Ar putea. Alt personaj din trecutul vostru sau dintr-o altă viață, da? Vă șase de cupe. Uite, judecata. Alt personaj în trecut care vrea să renască, vrea să, ia uite, să vă dăruiască ceva, dar repede vrea să manifeste. Ia, împăratul, da, ia uite, și apare împărat. E un personaj care vrea să vă fie alături. Împăratul, fantastic. C-o fi acesta, c-o fi altul, voi știți, ia, șase de cupe. Sau, dacă nu știți, veți trăi și veți vedea. Șase de cupe. Iau 30 de spade. Asta este.
Se dorește iertarea, își doresc să îi iertați dacă v-au trădat, își doresc să se vindece lângă voi, simt. Șase de cupe are această, casa șasea fecioarei, apropo, are acest potențial de vindecare emoțională sufletească. Zece de spade. Pe de altă parte, personajul despre care am zis până acum, din trecut, pentru că aveți de ales. Ar trebui eventual, nu știu, cineva trebuie să renunțe la un fost. Aici e un fost, șase de cupe. Bine, dar am senzația că ambele persoane, pe ambele le cunoașteți. Mai dăm o carte. Ia uite și nebunul. A, da, ar vrea să o ia de la zero. După o perioadă de ce? De tăcere. Despre care am tot vorbit. Mai dăm o carte pe 10 de spade. Iată 10 de spade. Marcaj puternic în balanță. Balanță. Dar aveți și taur. Poate că aveți de ales între cineva cu marcaj puternic în taur și cineva cu marcaj puternic în balanță. Da? Avem, ia uite, împărăteasa, justiția și marele preot. Unul se transformă, celălalt nu e în stare de transformare. Acum. Mai dăm o carte pe marele preot. Ia uite, dezamăgire, mai confuzii. 10 de monede, o familie ascunsă. Ascunsă? Care? Faptul că este ascunsă produce dezamăgiri, dar probabil că e ascunsă din, și din alte motive, da? Dacă voi renunțați la acel personaj din trecut care v-a făcut să suferiți foarte mult, veți înflori, clar. Cu altcineva care e în stare să vă ofere dragoste. Regele de cupe, posibil. Și nu vorbesc de zodii, vorbesc de persoane mature emoționale. E un rege aici. Acolo a fost un rege de spade cu valet de cupe, da? Un personaj logic, mental, foarte inexpresiv emoțional. Și 5 de spade e un soi de concurență. Mai dăm o carte pe 2 de bâte. Mare preot și ce? Posibil cineva își face planuri de viitor în legătură cu un angajament. Vrea să se angajeze într-o relație serioasă. 2 de bâte. Săgetător. 2 de bâte. Săgetător. Soare, lună, venus, ascendent, lună, venus, săgetător. Op. Ia uite. 5 de spade care revine, e și temperanța. Deci e un personaj căsătorit care are mari conflicte acolo. Și le repet, dacă nu e căsătorit, e familia, tradiția, poate să fie musulman, poate să fie chinez, nu știu, voi știți. Căsătoritorii pot să atragă, da, din alte culturi, din alte țări, da, parteneri. Și aici trebuie vindecată. E cartea săgetătorului, varianta sa superioară. Aici trebuie vindecate niște probleme. Să zicem planuri de vindecare? Da, planuri de reabilitate, apropo că și eu am nodul nord în săgetător, reabilitare a unor situații din familie, și nu mai vorbim de amoruri, și nici de căsătoria voastră, vorbim de familia din care veniți. Voi aveți capacitate, și asta înseamnă planuri. Poate ce tehnică de curățare energetică puteți să practicați în această perioadă ca să vindecați niște conflicte familiale? Karmă, că tot am văzut împărăteasa și justiția care vin pe filieră maternă. Acum. Da. Mai nu știu de ce mi iese că sunteți între cineva cu marcaj puternic în semnul taurului, poate să fie și ascendent și Venus în taur, orice, poate să zic berbec cu Venus în taur, da?
Dar mie mi-apare taurul ca element, marcaj puternic în balanță și ceva semn de apă. Pești, drac, scorpion. Da, se vede și aer, da, este și aer. Aerul e la mijloc, e undeva între voi și aceste personaje. Poate aerul e de domeniul trecutului de care trebuie să vă vindecați. Nu știu. Voi știți. Pentru că etalarea e colectivă și iar apare judecata, iar. Judecata, renașterea. 10 de monede. În viitor 10 de monede. Mă zic că veți avea un succes financiar, că meritați, veți renaște, măi, ia uitați. Ah, ce simt. Niște traume din copilărie, fantastic. Mai, deci, dragii mei săgetători, vă vindec toate, ia uite. Traume mari din copilărie. Toate cărțile, în toate cele trei poziții în prezent, îmi arată vindecare de niște răni profunde din copilărie. Și dacă mama voastră nu a putut să-și arate, pentru unii poate și-a încercat, a încercat, eu nu zic, mama a încercat să arate dragostea, dar a avut niște scăpări, să zice. Și nu săgetător, sunt nodul nord în săgetător și e și în casa 5-a la mine. Dar vorbesc pentru unii dintre voi, cineva a renunțat la niște copii. 10 de spade, 6 de cupe, 6 de cupe sunt copii, da? Cineva poate s-au fost avorturi, poate au fost renunțări. Eu știu ce, dar vă vindecați, măi, vă vindecați. Și nu doar că vă vindecați, dragii mei, deveniți exact opusul celor care v-au rănit în copilărie. Măi, deci vedeți-mă și în fior, temperanța, regele de cupe, împărăteasa. Ia uite, împărăteasa, justiția și marele preot. Wow, ce fior am! Vă veți renaște, veți fi frumoase, frumoși, nu contează, autoritari, corecți, drepți, echilibrați, echilibru, temperanța, male preot de două ori, ghizi, pentru cei care nu pot să renască, pentru cei care sunt în întuneric și îi veți ajuta să-și găsească soarele după wow, ce fioram, după dezamăgiri, fantastic, pentru unii dintre voi, evident, pentru ceilalți, chiar dacă nu ajungeți în această postură, wow. Am zis, a apărut împăratul, 10 de monede, regele de monede și regina de monede, poziție profesională de autoritate. Oamenii vor veni la voi ca să-i vindecați. Vor sta de vorbă cu voi pentru că vor găsi, vai da ce fiore, vor găsi alinare. Poate și foști vor veni să-i vindecați. Asta e mai puțin important. Dar, prin câte ați trecut unii dintre voi, că e săgetător, măi, nu e... Na? Ia uite, și 3 de monede. Asistență, colaborare, creștere, muncă, după dezamăgiri, după confuzii. Nu degeaba trecem prin ce trecem. Și, repet, până să ajungeți în acea poziție, în prezent vă vindecați voi de niște mari probleme în casă, în familie, din copilărie, cu copii. Foarte interesant. 10 de monede. În viitor. Asta vreau să zic. Iau, regele de monede și am văzut mai devreme. Și 10 de monede. Bani, nene, bani, poziție profesională, profesională, autoritate. Stabilitate financiară. Transformarea cuiva? Poate. Poate cineva se transformă și vrea să fie asumat în relație cu voi și să creați o casă. O afacere, dacă nu casă. Posibil și asta. Dar nu mă fixez doar pe asta. Veți trăi și veți vedea. În primul și în primul rând, stabilitate financiară, autoritate. Vă faceți afacerea voastră într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu. Împăratul, totuși etalare colectivă, eu doresc binele tuturor. Ia, împărat. Ia uite, îndrăgostiții.
9 de monede și puterea. Dacă sunteți independente, vă veți îndrăgosti de un personaj foarte puternic. Sau acela se îndrăgostește de voi și vrea să fie împreună, că vă vede puternice, vă vede că străluciți, vă vede că v-ați înfruntat, am zis, și voi și cei cu care ați relaționat, v-ați înfruntat demonii, v-ați temperat ego-ul și v-ați transformat și străluciți acum. Wow! Aici sunteți voi puternice, independente. Și? Ia uite, un bărbat puternic, 10 de monede, împăratul, regele de monede. Cu fi căsătorit, probabil că nu va mai fi prea mult căsătorit cu respectiva, pentru că își va dori stabilitate cu voi. Doi oameni puternici. Nu vreau să vă creez iluzii, că nu-mi place. Ia uite-ți, o nouă lume. Poate să fie de la distanță, de peste hotare, posibil. Poate să fie acest rege de spade. Nu, cred că încheiați. Eu cred că încheiați cu acest rege de spade. Încheiați situația și mergeți într-o nouă direcție. Dar veți trăi și veți vedea. Ia, valetul de spade. Acela, deci va rămâne cineva din trecut, urmărindu-vă, v-am zis, balanță posibil. Pentru că împărăteasa cu semne de aer. Dacă era cu semne de pământ, era taur. Da? Balanță. Poate acel personaj va rămâne cu soția, cu copii și va rămâne obsedat, fixat, sexual pe voi și vă va urmări în continuare. Cărțile arată. Asta e problema lor, alegerea lor. Da? Ia uite, 10 de monede, căsătoriți. Pentru că nu sunt în stare să decidă. Dar, în fine, hai să vedem. Valetul de spade. Valetul de spade, 9 de putere. Îi blocați. Cine a fost imatur, cine vă urmărește, îi blocați, măi. Asta e. Ia uite, 3 de cupe. Nu, că n-aveți nevoie de 3 de cupe. Nu, voi mergeți mai departe. Către alte orizonturi. Către alte oportunități. Ia și diavolul. Clarificăm. Soarele. Wow. Mai. Diavolul, soarele, mă. Marea preoteasă și nebună. A, intuitiv, știți că va fi altceva, mai puternic. Dar. A, ce frumos. Ce simt? Stați un pic să zic și ce simt, nu ce văd. Ce simt? Pentru că e dincolo de vederea aceasta fizică. Simt că se va pune lumină pe adicțiile cuiva, pe întunericul, pe fricile, pe ego-ul cuiva, se va pune lumină. Veți vedea. Îi veți înțelege că, am zis, ajunge să vindecați. Unii dintre voi să iertați, să vindecați, să înțelegeți în profunzime lucrurile. Da? Marea preoteasă. Să intuiți. Că au fost imaturi. Că au fost imaturi. Pe de altă parte. Și că ceva nou se va manifesta în viața voastră. Altceva frumos. Ia, mai dăm totuși pe soare. Diavol. Clarificăm diavolul și soarele. Să fie cineva cu în zodia leului foarte intoxicant. Poate să fie cineva în zodia capricornului. Iar capricorn leu. Dar trecând peste zodii. Ia uite, marea preoteasă. E ascunsă chestia asta. Deocamdată marea preoteasă sugerează că e ascunsă. Este o fericire ascunsă. Nu înțeleg de ce totuși diavolul aceea. Probabil că cineva este, știți cum e? Addicted to your love. Da? Nu obsedat, aș spune. Dependent de lumina voastră. Cineva devine dependent de lumina voastră. Da, un playeraș. Rămâne sperând, urmărind, nu știu cât va spera, dar nu mă carte. Voi, dar curioasă sunt și eu. Și am zis că fac etalarea mai scurtă. Pentru că voi clar veți merge către un cuplu foarte puternic aici. Foarte puternic. Și cineva din trecutul vostru sau al lor, e uite justiția, separare. Separare și cineva își dorește foarte mult căsătoria cu voi. Ha. Nu carte pe diavol.
Nu? Carte. Ia uite, iar apare diavolul. Regina de cupe, 8 de monede. Intoxicat emoțional. Un personaj intoxicat emoțional. Am zis dependent de lumina voastră, de emoții. Ah, de regele și regina de cupe. Dependent de capacitatea voastră de a vindeca. Wow. Și doritor, obsedat să fie în preajma voastră. Veți trăi și veți vedea. Nu știu dacă e acest împărat sau dacă e altcineva din care va rămâne așa, cum să zic, înfășurat în jurul vostru. Înfășurat, așa, înfășurat în jurul vostru. Pentru că voi veți străluci și veți merge mai departe și veți fi puternic și veți fi într-un cuplu puternic. Dar încă nu-mi dau seama dacă este acest împărat, bărbatul vostru divin, interesant, poate să fie chiar și el. De ce n-ar fi? Ce credeți, că dacă e bărbat divin, gata, e perfect? E perfect pentru voi. Dar asta nu înseamnă că a atins perfecțiunea, puteți să o atingeți împreună. Ce vreau să zic? Ce am mai simțit acum? Probabil, dacă ar fi acest împărat, această energie și toxică, și ba toxică, ba frumoasă, ba deschisă, ba ascunsă, poate să fie în secret, cineva își dorește un copil cu voi. Posibil acest împărat, posibil. Mare grijă! Deci am tușit că nu trebuia să zic, pentru că era în secret. Asta era chestia, vedeți? Era în secret și am tușit-o mai acum. De ce am spus? Ce mi-a venit și mie? Probabil că cineva își dorește și ceva. Iar 8 de spade. Vrea cineva să vină peste hotare, de peste hotare, de peste, nu știu, de peste o apă, de peste, de pe la capătul țării, nu știu, să vă cucerească. Cu 6 de bâte și 8 de bâte, așteptați-vă, da. Cineva să vină să vă cucerească, să vă intoxice cu atenție, cu drăgălășenie, să muncească, interesant, 8 de monede, să muncească pentru a crea această legătură. Dar, dacă voi ați ajuns la poziția despre care am zis, aveți grijă, că și dacă ar fi împăratul, tot mai trebuie un picuț de lucru cu el. Pentru că împăratul uneori lucrează din ego, știți bine, da, doamnelor? Acelea din săgetător sau cu planete în săgetător, care ați lucrat la evoluția voastră și ați învățat aici, pe canalul acesta și pe altele de tarot. Cât am mai vorbit! Și vreau doar o jumătate de oră, da? Asta. Să vedem când facem și celelalte tarot. Interesant să fie totul. Interesant. Săgetător, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord. Am zis soare, nu? Uite, concentrat. Protejați-i pe cei pe care îi iubiți. Numărul 10. Poate că cineva vrea să vă protejeze pe voi ca să le faceți un copil interesant. Ia uite, 8, transformare. Iubește-te așa cum ești. Și ce mai era? Practicați compasiunea. Ce am zis mai devreme prezent? Măi, temperanța, regele de cupe, împărăteasa. Asta înseamnă compasiune, înțelegere, psihologie, iertare. Și vorbiți limbajul dragostei. 35, 8, care transformă oameni. Exact ce am zis mai devreme. Fiți de ajutor. Fiți de ajutor unii dintre voi. Cu marcaj, care lucra, cu marcaj în săgetător și care lucrați. 15, iar interesant, diavolul. Ați văzut că a apărut de două ori diavolul. Aveți de ajutat. De ajutat. Pe cineva care se chinuie cu aceste... interesant, poate ei au niște traume mari emoționale pe care voi trebuie să le vindecați. Trebuie, dacă vreți, evident. Puteți. Poate chiar împăratul să aibă niște traume emoționale fantastice de mari din copilărie. Da, practicați compasiunea. Vedeți cum se pune lumina, exact cum a zis, se pune lumina pentru întuneric, soare pe diavol. Probabil că ei se simt mici sau când erau mici. Când erau mici.
aveau niște probleme. Puteți acolo lumina. Și încercați să vindecați cu lumină, cu dragoste, cu înțelegere. Ce frumos, interesant. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine.